ne îndreptăm spre Singuren, unde vom găsi ferma familiei Jalie Piperea. Am ajuns în Singureni, un sat din județul Giurgiu, unde domnul Ion cu doamna Anicuța au pus bazele unei ferme de legume bio. Întinsă pe o suprafață de 40 de hectare, ferma este compartimentată în așa fel încât toate legumele și fructele să se bucure de spațiul necesar pentru a se dezvolta în voie. În voia lor și a naturii, pentru că aici se pune preț pe calitatea produselor. Suntem asigurați că niciun produs chimic nu a atins pământul culturilor și nici nu se va întâmpla asta vreodată. Ferma este certificată și periodic solul este verificat de către organele abilitate. Este perioada care trebuie să treacă pentru ca produsele chimice folosite de alți grădinari să dispară din solul contaminat. Grădinari care putem spune că sunt inconștienți, deoarece pun în pericol sănătatea consumatorilor. Fără vreun studiu de specialitate, ei stropesc culturile după ureche, scoțând pe taraba piețelor adevărate bombe chimice. La ferma din Singureni nu este și nu va fi cazul de așa ceva, deoarece nimic nu forțează legumele sau fructele să crească. Cu o vechime de 4 ani, ferma s-a impus pe piață, adunând nenumărați clienți. De la oameni simpli până la oameni importanți din diferite medii. Cu toții au ceva în comun. Pun preț pe calitatea produselor și pe sănătatea lor. Diversitatea legumelor și a fructelor oferă clienților posibilitatea de a se bucura de gustul lor natural din primăvară până toamna târziu. Foarte multe gospodine aleg pentru conservele de peste iarnă produse de la această fermă. Aceștia duc o muncă teribilă pentru a ține aceste legume cât mai natural. Ar trebui poate să prețuim mai mult munca lor și să căutăm astfel de ferme de unde să cumpărăm legume, fructe și orice altceva. Până la urmă suntem ceea ce mâncăm. Și
face să cred că dacă vom mânca lucruri sănătoase, vom fi și noi mai sănătoși. Pentru a evita speculanții sau samsarii piețelor și pentru ca produsele să fie cât mai proaspete, punctul de desfacere este chiar la fața locului, de unde vă puteți culege singur produsele sau puteți să așteptați aducerea lor de către un culegător în timp ce vă bucurați de priveliștea minunată a locului. Pentru comenzi mari, ferma poate asigura transportul la destinația dorită. Site-ul este acesta.